La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Astăzi, cel cu numărul 417, în care eu, Armanda Filipine, încerc și sper să reușesc să vă conectez cu poezia, să ne conectăm împreună prin intermediul poeziei. De fiecare dată ați observat trei autori și creațiile lor și toate aceste minunății pe o coloană sonoră, de obicei clasică, exact așa este și acum, din perioada baroc, un italian, Lelio Colista. Sper că vă place și dumneavoastră, mie îmi place foarte mult baroc, mi se pare că el însuși este o poezie, toată această muzică din perioada baroc, absolut excepțională. Dar haideți să trecem totuși la poezie, pentru că ăsta este rostul întâlnirii noastre. Primul autor pe care îl invit în cercul nostru, vedeți, din ce în ce mai mare de autori, repet, suntem la întâlnirea cu numărul 417, în continuu, în fiecare zi, nu m-am oprit absolut deloc. Deci primul autor este un bârlădean, Angelin Rossetti, născut în mai 1967, e adevărat că data e 25, dar o să-i spunem de acum la mulți ani lui Angelin Rossetti, care este poet și publicist și este membru al filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor. Și am să vă lecturez, de fapt am să încerc să interpretez un poem al său care a apărut într-o revistă băcăoană, Ateneu, din 2008, un poem foarte interesant și scris și gândit și pus în pagină și care se intitulează Fericit pe la colțuri. Deci, Angelin Rossetti. O, lampa mea pentru fluturi, o, biserica mea în care dau buzna fluierând părăginitul plânset ce adastă în liziera sufletului, dar dă-mi odată un nume fără sfârșit și voi trage stăruitor cu praștia în univers după tine și voi coșcovi în velișul lumii până la vis. Natala mea, femeie, atât de fericit voi fi pe la colțuri, știindu-te familiarizată cu oasele mele, ce vor hodorogi ai doma unor poezii, poezii, poezii. Ce ziceți de asemenea poem? Acum eu sper să fim fericiți cât mai mult și cât mai mult decât colțurile, dar iată o poezie care e și ușor amuzantă, dar are niște elemente aici de tragism și de forță, iată, trage cu praștia în univers după această femeie scrisă cu literă mare, dragii mei, evident o persoană de care poetul este îndrăgostit și pe care o vrea, și chiar vrea să primească de la ea un nume fără sfârșit, da? Numele care știm noi înseamnă suflet. Foarte, foarte frumos, foarte interesant. Să vedem dacă următorul autor reușește să ne țină în aceeași tensiune. Următorul autor este Ion Roșioru, dragii mei, este din Buzău, născut în august 1944 și membru în filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, dar este și membru în Asociația Scriitorilor de Limbă Română din Quebec. Eu am ales să vă prezint niște fragmente, pentru că poemul e foarte lung, dintr-o revistă, Poezia, revista de la Iași, numărul 4 din 2005, deci Ion Roșioru, fragmente din poemul Pantum se numește. Din când în când ne întoarcem la vechile iubiri. Toamna în grădină moare cu fiecare floare. Te înspăimântă timpul când uiți să te mai miri. Privirea ta din gara cu cea stricat mă doare. Doar în tabloul galben bunicii-s încă miri. La schit răsună toaca din ce în ce mai tare. Am tâmplele brumate,
ai gleznele subțiri, copiii își duc sicriul de aer în spinare. Pe banca de mesteacăn stau două amintiri, moartea-mi reclamă tandr o ultimă favoare, zăpezile uitării se aștern peste martiri, brâncuș învață piatra spre sinea ei să zboare. Și mă opresc aici pentru că e atât de frumos acest ultim vers încât îi mulțumim lui Ioro și Oru pentru acest poem Pantum, dar îl găsiți. Revista numărul 4 din 2005, revista Ieșană Poezia, și bineînțeles găsiți versurile autorului în cărțile sale Ion Roșioru. Și închei triada, așa cum știți, triada momentului de poezie, cu un autor mai tânăr de la Timișoara, pe care vi-l prezint din frumoasa și densa antologie a lui Marian Oprea. Îi mulțumesc lui Marian că face așa ceva, dar cred că trebuie să mai facă, pentru că sunt destui autori care nu sunt încă antologați sau n-au ajuns la mine. Deci, Eugen Adrian Filip, născut în 1972 la Timișoara, și am să vă prezint de aici, din antologie, poemul Inscripție pe malul Styx-ului, pentru că în perioada asta și noi suntem destul de aproape de acest mal. Deci, timișoreanul născut în 1972, Eugen Adrian Filip. Trebuie să-ți vezi măcar odată moartea cu ochii umflați, sub picioare, ca o talpă dezlipită care rumegă ritmic asfaltul, sau dopuri de bere în piață, printre tocuri înalte, ca o aluzie la hoții de buzunare. Trebuie să-i despici carapacea cu bisturiul, fără să ți se umezească palmele, să o pregătești pentru noaptea nunții, să uiți că-i o conservă turtită de bulion și că n-ai dat bani să te naști. Da, un poem foarte, foarte tineresc, aș zice. Tinerii încep să gândească așa, cam dur, dar recunoașteți și imagini, da, recunoașteți și dopuri de bere prin piață, evident e vorba de dopuri aruncate așa peste tot de avalma, dar în fine, cu moartea cred că discutăm din când în când, bine, rugându-o să vină cât mai târziu posibil, dar în această perioadă moartea ne-a devenit familiară din nefericire. Dragii mei, vaccinați-vă ca să fim în continuare cât mai mulți la momentul de poezie sănătoși, da? Și să scrieți autorilor în continuare ca să am și eu ce prezenta. Nu mă opresc, începe să-mi placă, dar e din ce în ce mai greu să aleg. Revistele publică autori pe care deja i-am prezentat. Deci, uneori trebuie să apelăm la domnul internet, pentru că asta e, și uneori găsim poeme ciuntite, bucățite, mărunțite, dar eu mă strădui măcar să vă prezint câteva nume de autori care merită căutați, să cumpărăm cărțile lor, să-i avem aproape și să fim, repet, împreună, ăsta e scopul, împreună prin intermediul poeziei și, iată, al muzicii, care este nemuritoare, cum sperăm și noi să fim. La bună revedere și ne vedem ca de fiecare dată mâine la un nou moment. Mulțumesc prietenilor care urmăresc, pupăciune și îmbrățișări, și invit și pe ei mâine la momentul următor. Toate bune!